Vineri 4 octombrie 2019, copiii de la Centrul de zi din Dumrovița au vizitat stațiunea didactică de cercetare din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. Acest eveniment deschide seria unor activități educative din cadrul programului Educația la fermă, care sunt dedicate elevilor în special. Astfel că cei mici au putut vedea în ferma universității cum sunt crescute vacile, găinile, oile, precum și alte animale. Au avut ocazia să le hrănească și să interacționeze cu acestea. Cel care se ocupa de informarea copiilor cu detalii legate de viața la fermă a fost chiar directorul stațiunii de cercetare, profesor Ion Dumitrescu. Noi avem o fermă cu circuit închis, asta înseamnă că într-un adăpost avem atât matca care o formează vacile de lapte, cât și viței. Asta înseamnă că adăpostul a fost reabilitat recent și are, în primul rând, un scop didactic. Aici vin în fiecare zi grupele de studenți ai Facultății de Zootehnie și Medicină Veterinară pe diferite discipline, reproducție, nutriție și... Ce animale mai exact au văzut copiii aici? Avem aici, exploatăm pentru carne și lapte, avem cele două rase, rasa bălțată cu roșu și bălțată cu negru. Dar avem și metiși, adică hibrizi între cele două rase și rasele de carne. Cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor, ne-am gândit să-i aducem pe copiii de la Centrul de zi din Dumbrăvița la stațiunea didactică din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Cum s-a evit ideea de colaborare între Centrul de zi și Universitatea de Științe Agricole? Am mai colaborat cu dânsii în trecut, cu alte ocazii și aflând că este Ziua Internațională a Animalelor, ne-am gândit să le solicităm să ne permită să venim astăzi aici cu un număr de copii. Am beneficiat de multă căldură din partea lor, s-au pregătit, copiii au avut ocazia să vadă vaci, vițeluși, a fost așa un impact pentru ei, pentru că s-au bucurat. Totdeauna a fost o legătură între animale și copii. Mi-a plăcut că am văzut vacile și am dat de mâncare. După ce s-a încheiat vizita la fermă, copiii împreună cu directoarea și însoțitoarele de la Centrul de zi din Dumrovița au putut culege struguri din vile de la stațiunea didactică de cercetare și au luat un prânz în aer liber. A fost foarte minunat. Mi-a plăcut de animale. Care animale îți plac mai mult? Vacile și găinile. De ce? Pentru că vacile dau foarte mult lapte și vicei sunt foarte drăgălași, pentru că găinile sunt cocoși și golașe, sunt foarte interesante și fac ouă.